Salut, sunt Costi Matei și bine v-am găsit! Ați revin cu un nou video despre BizGap, acest excelent robot de tranzacții în mod automat. O să încerc să vă prezint câteva strategii care eu le utilizez și rezultatele sunt foarte bune. Să luăm ca exemplu această paritate SXP USDT. Cum știm sau cum aflăm noi că este un bun moment de a intra pe piață, deci de a poni un robot cu această paritate sau nu. Același lucru se poate aplica la orice altă paritate care voi o alegeți pentru tranzacționare. Avem la îndemână un indicator foarte bun, mergem aici la indicatoare și folosim indicatorul RSI, Relative Stage Index. Dacă urmărim în ce stadiu se află această paritate. Și dacă momentul este bun de a intra. Mergem aici în această zonă. Și o să vedem că în acest moment. Se află la un 60% aproape la 60%. Acest RSI. În general, tot ce e sub 50% este un bun moment de a porni un robot pe o anumită paritate. De exemplu, hai să vedem un bun moment sau mai multe momente foarte bune când se putea intra pe SXP-USDT. De exemplu, în data de 23 august la ora 13. Un bun moment, altul, în data de 23 la ora 7, unul foarte bun, în data de 22 la ora 3 dimineața. Vedeți, deci tot ce e sub 50% sunt momente excelente. Tot ce depășește 50%, ea deja devine să zicem mai periculos, în sensul că se intră la un preț superior, și cum piața criptomonedelor este foarte volatilă, oricând se poate ajunge la o ruptură, iar prețul să se scadă semnificativ. Nu este o nenorocire, dar va trebui să așteptăm o perioadă mai lungă de timp, probabil 2-3 zile, o săptămână, două, chiar și o lună, pentru ca prețul să revină cel puțin la valoarea de intrare pe piață cu această tranzacție, cu această paritate. Ce se întâmplă dacă totuși intrăm și în câteva ore sau câteva zile robotul iese din grilă pe partea superioară, da? deci la partea de rezistență? Nu este nicio problemă atâta timp cât, de exemplu, distanța între griduri, între ordine, este de 1,70%. Deci dacă el iese cu 2-3% maxim și revine înapoi, va intra din nou în grile și va uh, cumpăra criptomonedă, va vinde criptomonedă. Tot timpul acest robot va urmări prețul. Condiție e să nu sară prea mult, să nu crească prea mult uh, valoarea respectivei monede și să nu mai revină la cel puțin ultimul grid, atunci robotul. Nu nu mai este activ. Să luăm un alt exemplu ca să vă fac să înțelegeți. Avem cutum Bitcoin. Acesta este cel mai bun exemplu. În data de 21 august, da? Mi-a ieșit din grilă. Creșterea a fost de aproape 6%. Diferența de grid este de 1%. Deci, la acest preț aveam posibilitatea să ies de pe piață, de să opresc robotul dar să nu vând monedele sau puteam să oprez robotul și să vând monedele cu tom. și uitam de această paritate până ar fi revenit din nou sub acei 50%, da? Este foarte important când vine vorba de a intra pe piață cu anumită paritate. Dacă este sub 50%, se poate intra pe acea paritate, da? Acum, ce se întâmplă dacă, dacă prețul respectivei monedei scade și iese din grilă pe partea de suport, deci pe partea de jos, cu 5 sau 10%, fără tendință de a crește. Deci, dacă urmărim și vedem că totuși tendința e de scădere, nu de creștere, iese din grilă de la 2700 de saturi și ajunge undeva la 2500, de exemplu. E bine, în acest moment voi opri robotul fără să vând monedele și îl voi reporni exact de la această valoare. Deci așa sau lucrurile. Indicatorul care vă permite acest lucru și întotdeauna veți ști dacă e bine sau e momentul să intrați sau nu. Trailing-up care urmărește în permanență, pe partea superioară, prețul respectivei monede. Stowlow a spus să-l folosesc foarte rar. Există o altă modalitate de a nu pierde bănuții. Am arătat-o într-un tutorial anterior cum se poate da ordini robotului să vândă absolut toate monedele când atinge prețul de intrare. Și atunci nici nu veți câștiga, nici nu veți pierde. Așa luăm la întâmplare o altă criptomonedă, să zicem Cardano, ADA, BTC, ADA Bitcoin. Iar dacă ne uităm aici, pe RSI, o să vedem că un bun moment de intrare a fost pe 23 la ora 14. Chiar și pe 24 la ora 3 dimineața. Acum a depășit un pic 50%, un 53%. De preferat este să așteptați până îi mai scade un pic prețul și coboară sub acest 50% relativitate, da? Bun. Cam atât de moment despre BizGap. Cei care deja uh, lucrați cu robotul, bănesc că vă frecați mânuțele pentru că sunteți pe câștig, profit, da? da? Cei care stau un demo, îmi pare rău pentru ei, pierdeți timpul și vă spun de ce. În demo, luăm ca exemplu, folosiți patru roboți sau cinci roboți, cinci parități diferite și stați în demo o lună de zile în toată această perioadă, să zicem că voi urmăriți prețul, evoluția, câștigul, în procente, în dolari și așa mai departe. După lună de zile treceți, dacă veți trece vreodată, pe tranzacții reale. E bine, folosind aceleași 5 parități, să nu vă așteptați ca cele 5 criptomonede care, mă rog, v realizat în prima lună de demo 20-30%, va face același lucru în următoarea lună. Nu! Posibil să facă ceva mai mult, posibil să facă mult mai puțin. De ce? Pentru că evoluția pieței este într-o continuă volatilitate, la posibil că într-o lună o monedă să facă 200%, în luna următoare să vă facă doar 5%. Așa că cei care continuați cu demo, e bine să uitați de acest robot, ocupați-vă de cu totul altceva. Cei care, ca și putere financiară, ați intrat cu bănuți puțin pentru că nu v-ați permis mai mult, încercați ca tot profitul că l-ați câștigat în lunile anterioare, da, să-l adăugați la capitalul inițial. Și așa, încet, încet, acest robot vă va aduce în câteva luni de zile un profit destul de bunicel. Mă refer la cei care intră cu 100 de dolari. Recomandarea mea este ca aici să intrați cu cel puțin 1000 de dolari și să folosiți două parități, 500 pe o paritate, 500 pe o altă paritate. Sau cu o singură paritate și mergeți pe 1000 de dolari. Ok, cam atât despre BizGap. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată. Nu uitați să dați un like, să distribuiți acest videoclip dacă v-a plăcut. La revedere!